I-am invitat, nu vreau dumnealui, eu acum și cedez locul, eu l-am invitat. Corect, doamna Bia, eu am invitat dumnealui și am spus, eu două momente de organizator și i-am spus ce dau loc mai departe să conduc adunarea dumnealui. Dar nu mai trebuie să continuați cu momente organizatorice. Dumneavoastră sunteți un judecător de rând care ar trebui să luați loc. Deși pretindeți să fii membru al Consiliului Superior al Magistraturii, sunteți un judecător de rând care ar trebui să luați loc în sală. Zoom. Dumneavoastră ați planificat pe azi, noi judecătorii pe azi avem planificat alegerea membrilor în Consiliul Superior al Magistraturii. Nu dispunem de suficient timp, cred eu, pentru a procede la audieri, la cuvinte de salut, etc., la planuri mărețe pe viitor. De aceea, chiar și dacă doamna Cernat v-a acordat dreptul să țineți un mic discurs, vă rugăm foarte, foarte insistent și frumos ca acest discurs să nu dureze mult. Vă mulțumesc mult. Dar doamna Cernat, ar trebui totuși să aveți o leacă de simț și să aveți în vedere că adunarea generală a jucătorilor astăzi continuă și nu ați fost nici în drept să vă urcați pe scenă. Da, domnul Țurcan, de ce eu aș evidențiat că v-am invitat la începutul adunării, nu ați dorit să vă prezentați. Evidențiat ulterior că acordul cuvântul domnului Guzun și veniți și continuați mai departe adunarea. Mă rog, trebuie să estimăm unul pe altul. Stimați judecători, stimați colegi, stimată doamnă ministra justiției, distinși oaspeți, dar vrem să ne asigurăm că e fiecare dată în Consiliu. Domnul Buzun, nu ne faceți dare de seamă. Vă rugați frumos, 3 minute, 4, 5. Aveți o leacă de simț. Noi avem astăzi soluționat alte întrebări. Nu audierea, dar examen despre 3 zile care ați activitatea noastră, ați pretins că activați în plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Vă rog, încă un minut și finisați. Dare de seamă nu avem nevoie astăzi să ascultăm. Nu este așa punct în ordinea de zi de astăzi. În ordinea de zi aprobată de adunarea generală a jucătorilor din data de 17 martie, în genere, nu a fost incluse chestiuni privind audierea a altor reprezentanți pe alte teme. Ordinea de zi a fost votată la ședința de 17 martie și noi, din amabilitate, astăzi am ascultat doamna ministra a Justiției și chiar cu bucurie am ascultat-o și suntem încântați. Eu cred că toți jucătorii pe ansamblu, prin aplauzele sale, să confirme că suntem predispuși să conlucrăm cu puterile executive și legislative, dar audierea domnului Guzun și drept de seamă din partea domnului Guzun astăzi în ordine de zi nu sunt preconizate. Doamna Cernat, incorrect, i-a acordat domnului Guzun dreptul de a sustrage atenția jucătorilor și a ne povesti ce fel de activități a întreprins și ce mai urmează să întreprindă. Cunoaștem activitatea lui foarte detaliat din CRGM. Mulțumesc, domnule judecător de la Curtea Supremă de Justiție. Am uitat, probabil una din activități a fost sesizarea în privința activității dumneavoastră.